Compania miliardarului Elon Musk, SpaceX, a reușit în premieră să lanseze o rachetă care a plasat pe orbită 11 sateliți ai societății de telecomunicații Orbcomm și apoi să se întoarcă înapoi la sol. Racheta Falcon 9 a decolat la ora locală 20 și 29 de minute de pe Cape Canaveral din Florida. După câteva minute de ascensiune, prima treaptă a rachetei, cea care asigură propulsia la decolare, s-a detașat și a început să cadă spre pământ, în timp ce a doua treaptă a continuat să transporte sateliții spre orbita Terei. Cu ajutorul unor motoare care i-au încetinit căderea, prima treaptă a aterizat fără probleme la 11 minute de la decolare, în poziție verticală. Potrivit GadgetReport.ro, misiunea va permite SpaceX să facă economii substanțiale pe viitor. Compania a încercat în mai multe rânduri până acum, fără succes, să realizeze aterizarea secțiunii purtătoare pe o platformă oceanică. A fost primul zbor al unei rachete SpaceX după explozia unei rachete Falcon 9 la 28 iunie, la puțin timp după decolarea de pe Cape Canaveral. Chinezii de la Elephone au anunțat lansarea precomenzilor pentru cel mai nou smartphone, modelul Ivory. Telefonul, primul care rulează noul sistem de operare Android 6 Marshmallow, vine cu dotări optime și la un preț foarte bun, de numai $119.99. Potrivit GadgetReport.ro, Elephone Ivory prezintă un ecran IPS de 5.5 prins într-o carcasă cu margini metalice și un profil care seamănă cu iPhone 6S. Interesant este că Elephone chiar se compară cu flagship-ul Apple, datorită imaginilor de promovare menite să-i prezinte atuurile principale. Telefonul chinezesc este Dual SIM 4G și prezintă un acumulator de 2800 mAh care îi asigură o autonomie de 2-3 zile. LG va lansa la CES 2016 noul aspirator robot Homebot TurboPlus, un gadget care, pe lângă faptul că face curățenie, păzește și casa cu ajutorul camerei de supraveghere incluse. Potrivit GadgetReport.ro, robotul aspirator folosește o funcție care detectează spațiul pe care l-are de curățat cu ajutorul unei camere video speciale. Dincolo de programul obișnuit de curățenie, aspiratorul se sincronizează cu telefonul mobil, astfel că îi poate arăta o anumită zonă unde să insiste. Poți programa robotul să înceapă procesul de aspirare chiar și când nu ești acasă. În plus, robotul este capabil să transmită imagini live din timpul procesului de aspirare. O altă facilitate interesantă este funcția de supraveghere a locuinței. TurboPlus are un senzor care, atunci când detectează mișcare în casă, activează camera de supraveghere și începe să transmită imagini către proprietar. Star Wars scrie istorie în cinematografe. Noul film lansat de Disney a adunat numai în primul weekend peste $529 de milioane, devenind astfel filmul cu cel mai profitabil debut din istorie. Și în România, Star Wars Trezirea Forței a doborât recordurile de audiență, având cel mai bun debut dintre toate filmele prezentate vreodată în cinematografele de la noi, cu 175 de milioane de spectatori în weekend și încasări de aproape 4 milioane de lei. Experții de la Hollywood estimează că Star Wars Trezirea Forței va aduna peste 2,5 miliarde de dolari, urmând să devină cel mai bine vândut film din istorie.